Bună ziua, dragi prieteni din Balanță! Haideți să facem pentru Balanță, pentru noiembrie, o etalare generală, da? Să vedem ce faceți dumneavoastră, ce mai faceți, ce vă mai gândiți, balanțele, bani. Familie, ceva ce aveți în minte dumneavoastră, nu? Nu, să nu vă despărțiți, nu vă despărțiți oricum. Mulți bani vă stau și dați și primiți. Faceți ceva în casă, văd că mult succes o să aveți la serviciu. Ați făcut mult efort în afacere sau în serviciu dumneavoastră și acum primiți recompensă. Și în afacere la fel. Vă va merge bine, să știți. Trebuie să vă gândiți bine ce vă doriți de la relație, pentru că văd unele persoane care ar dori să se despartă, stau să se gândească, dar nu, nu se despart. Nu vă despărțiți, relația continuă. Multe. Multă energie pozitivă. Aveți multe idei noi pozitive. În dragoste trebuie să vă regăsiți, parcă vă lipsește ceva sau cineva. Da? Primiți repede bani. O moștenire primiți acasă, de acasă, o moștenire. Femeile din Balanță. Să facem mai multă lumină puțin. Așa. Primiți banii, o moștenire, văd eu. Poate nu-i moștenire, dar eu zic moștenire. Vă hotărâți, primiți niște bani, vă hotărâți și plecați. Vă mutați cu casa, plecați cu casa, vă cumpărați casă, vă mutați cu casa, vă doriți, vă schimbați. Veți avea ce vă doriți, să știți. Apoi, veți deschide uși importante. Deci, dumneavoastră, aveți în minte o problemă, ceva și se rezolvă, se împlinește ce vă doriți cu vești foarte bune, deschideți uși importante, primiți răspunsuri pe care le așteptați pentru acele uși, da? Se rezolvă o problemă care o aveți, vă creșteți la locul de muncă, primiți recunoaștere. Dacă sunteți într-un serviciu și vă gândiți dacă vă prelungește contractul, arată că rămâneți definitiv în acel loc de muncă. Da. Că vă înțelegeți visele și devin realitate visele dumneavoastră. Succesul care o să-l aveți și norocul este legat de dumneavoastră și succesul, îl veți păstra. Da? Dumneavoastră ieșiți acasă, doamna aici, văd că cu mulți bani, poate fi primiți o moștenire, mai zic o dată, pentru că așa văd.
faceți niște alegeri în căsătorie sau în relație și să știți că faceți alegerile potrivite. Și alegeți ce vă este pe plac. Alegerea vă va plăcea. Înțelegeți care o faceți? În ce direcție veți merge? În direcția în care vă doriți dumneavoastră veți merge? Aveți ceva cu autoritățile sau afaceri? Ceva poate fi cu lege? Dar cu bine, într-o clădire publică, vreau să spun, ca să vă atingeți un scop, mergeți acolo. Nu vreți niciun fel de acorduri, nu vreți să fiți ghidați de nimeni. Foarte bine vă stă în căsătorie sau ce vă doriți dumneavoastră va fi cum vă doriți. Așteptați un telefon care vine și o să fiți foarte, foarte fericiți. Unii aveți, vorbiți despre juridici, probleme juridice, luați hotărâri ce să faceți. Aici mi-a ieșit, cred că ăsta, da? Care îmi spune că veți avea o discuție mai puternică, dar cu succes. Aveți concurență în afaceri sau în locul de muncă, dar aveți de câștigat dumneavoastră. Probleme cu autoritate. Foarte bine. Aici ultima v-a ieșit foarte bine. Veți primi o invitație undeva. Aveți multe dorințe, multe vise. Trebuie să alegeți, să vă hotărâți. Vă simțiți liber, vă simțiți bine față de înainte. Multe discuții, o să aveți multă bucurie, vă văd în casă. Așa. Haideți să vedem în tarot puțin. Bine, vă văd la balanță. Trebuie să vă găsiți un echilibru. Multe bute. Așteptați ceva. Multă dragoste, mulți bani. Mulți, mulți bani. Trebuie să aveți grijă să rămâneți în echilibru cu banii, că aveți tendința să cheltuiți câteodată mult. Mulți bani cheltuiți. Să încercați să fiți în echilibru. Așa. Bun. Nu neapărat, dar vă văd aici în relație cu o persoană din Vărsător. Aveți sănătate bună, atât fizică cât și emoțională, bunăstare. Trebuie să căutați o stare de mijloc. O cale de mijloc, vreau să spun. Așa. Mi-a ieșit aici. Bun. După aceea îmi spune că șaptele acesta îmi spune că vă luptați cu alte
persoane sau cu ideile cuiva nu puteți accepta sau sunteți încercați să vă îmbunătățiți sau să aduceți îmbunătățiri într-un proiect, într-o ce aveți dumneavoastră, dar aveți și multă competiție în care trebuie să găsiți un echilibru. Dar aveți și un instinct, ca, în această situație, instinctul vă spune să concurați cu acea persoană sau în această situație. Spune că va veni timpul să primiți o răsplată pentru eforturile dumneavoastră. Veți sărbători această răsplată a eforturilor cu colegii sau cu familia. Dar spune că este doar o etapă a călătoriei, a ce se întâmplă. Deci este primul pas unde veți avea succes. După aceea urmează ca să atingeți scopul final. Deci acum este primul pas, dar scopul final încă nu l-ați atins. Urmează să-l atingeți, da? Este doar primul pas înainte să atingeți scopul. Trebuie să înțelegeți apoi că este timpul de a înțelege. Arată unele dificultăți, unele obstacole. Pot fi în afacere sau pot fi acestea în dragostea dumneavoastră, pentru că mi este asul de cupe. Asul de cupe îmi spune despre victorie, șansă, poate fi în dragoste sau în afaceri. Poate că vă luptați sau întâlniți pe cineva, luptați și veți obține acea relație, veți avea acea relație care vă doriți. Dar încă nu se împlinește, încă nu s-a împlinit, nu se împlinește încă, dar se va împlini. Da? Parcă este o călătorie a dragostei, da? Așa o văd eu, ca pe o călătorie a dragostei. Apoi văd că este timpul în care banii și energia dumneavoastră, toți banii și toată energia o depuneți, o puneți într-un proiect nou, la care vă gândiți că o să vă aducă mult beneficiu în viitor. Poate să fie un serviciu în care riscați foarte multe. Spune că să știți cum să vă jucați cu banii, cum să îi... Da? Cum să-i folosiți. Și... trebuie să luați o decizie importantă și grea, o decizie grea la serviciu sau afacere. Pentru ca să fiți în echilibru cu banii mai târziu, trebuie să luați o decizie. Este grea decizia care trebuie să o luați. Apoi s-ar putea să aveți în minte un proiect, ceva nou ce faceți și să trebuiască să luați decizie și acel proiect trebuie să aveți grijă câți bani investiți, să nu rămâneți în dezechilibru financiar. Da? Deci să aveți probleme cu banii apoi. Haideți să vedem la Osho. Acest Osho tarot. Gândiți-vă la ce vă doriți, la ce întrebare aveți să fie, să alegeți una dintre cele trei cărți pe care eu le extrag. Așa. 1, 2 sau 3. Gândiți-vă și alegeți, da?
Doamne, cartea asta am extras-o tot timpul. Sunteți triști unii, sunteți abătuți, nu știți, vă simțiți singuri, aveți o tristețe pentru ceva sau pentru cineva. Da? Asta pot să văd la primii. Sau sunteți înțeles greșit sau ați înțeles ceva greșit și v-ați supărat. Sau sunteți supărați pentru că sunteți singuri. Da, arată o supărare. Sau că vă simțiți câteodată că nimănui nu-i pasă de dumneavoastră și sunteți abătuți și o durere, dar din care va veni o transformare mare. O mare transformare după această tristețe. Tristă. Ordinar. Uf, nu știu cum să vă spun aici. Văd aici, după părerea mea și după ce spune în carte, să vedem. Aici se vede o persoană care merge în natură, vedeți? Puteți să fiți într-o situație acum în care acest ușor, natural, totul vi se pare normal, normalitatea aceasta, vă va aduce rezultate foarte bune. Rezultate mult mai bune decât vă așteptați. Rezultate extraordinare. Chiar dacă vă simțiți, asta înseamnă că vi se pare totul normal, totul merge în fiecare zi la fel, da? Zice că aveți un dar special pentru cei din jur și asta înseamnă că acest dar îl aveți, că luați toate lucrurile simplu, ușor și faceți câte un pas. Încerc și sigur, câte un pas, da? Bun. Unele momente extraordinare vi se pot părea ordinare, spune cartea, da? Dar spune că veți avea... Se întâmplă lucruri minunate în viața dumneavoastră și vi se par normale, da? Dar arată pozitiv, da, un răspuns pozitiv. Experiență. Ultima carte, dacă ați ales, înseamnă experiență. Aveți, experimentați multe, multe evenimente, multe lucruri acum în perioada asta. Parcă lucrurile acestea... Aici arată o femeie care atinge un pom, un copac și spune că să vă uitați în ochii unui copil sau să îmbrățișați un copac. Poate să simțiți că nu este doar o formă, da, și așa este o, o creație. Spune că veți experimenta înflorire, abundență, da? Aveți multe de împărțit, multe secrete. Și spune că să ieșiți în natură sau să... Dar și veți experimenta lucruri noi de care nu vă dați seama cât de noi sunt. Și spune că prin aceste experiențe ați mai trecut. Da?
Și spune că eu după mine, asta înseamnă că vă veți conecta mai ușor cu ceilalți, mai ușor cu cei din jur. Înțelegeți prin ce trece celălalt, înțelegeți foarte bine și conectându-vă mai ușor, este o carte pozitivă, înseamnă un da, comunicare ușoară, împlinire. Cam asta a fost pentru cei din balanță. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.